60 de tone de brânză au fost găsite de polițiști și inspectorii sanitari veterinari într-un depozit din municipiu. În cauză a fost demarată o anchetă pentru a se stabili dacă produsele lactate semipreparate, care nu aveau termenul de valabilitate expirat, sunt sau nu indicate consumului. Prefectul județului Galați a cerut tratarea cu maximă seriozitate a acestei situații de către toate instituțiile care au atribuții de control și de sancționare a celor care se fac vinovați. Totodată a solicitat un raport complet Direcției de Sanitari Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. De asemenea, autoritățile nu știu dacă agentul comercial avea de gând să ofere spre vânzare produsele alterate. Daniela Bordura, profesor în cadrul Facultății de Știință și Inginerie Alimentelor din Galați, a precizat că pot apărea o serie de transformări nedorite. Se pot dezvolta anumiți patogeni din aceste produse și pe termen foarte lung alimentele pot deveni toxice. Sunt alimente sensibile care suferă o transformare continuă pe durata depozitării lor. De aceea, pentru această categorie de produse, legislația reglementează foarte clar că e nevoie de termenul de valabilitate pentru a proteja consumatorul. Depinde de gradul de contaminare inițial prezent în alimentul respectiv și depinde de modul în care acest aliment reacționează cu mediul. Dacă produsul este ambalat, vorbim de un mediu închis și atunci doar microorganismele care ar fi fost inițial prezente ar putea să se dezvolte în timp. Identitatea agentului economic nu a fost făcută publică de către autorități, însă se știe că a fost sancționat cu o amendă de 32.000 de lei.